Salutare, prieteni! Sunt la plaja Canet din nordul Valenciei, mai exact, mai aproape de Saguntum, un oraș cu mare rezonanță și port, de altfel, cu mare rezonanță istorică aici în Saguntum. Este castelul Saguntum și e locul unde Hannibal a purtat una dintre cele mai importante bătălii împotriva triburilor loiare Imperiului Roman. E o plajă aici foarte frumoasă, foarte cochetă, bine amenajată. Vreau să vă arăt cam cum arată. Aici lumea respectă foarte mult regulile de distanțare socială. După cum sper că vedeți, plaja este împărțită cu pangliși de delimitare a zonelor unde poți să stai. Patrulează băieții ăștia care au grijă de curățenie. Vedeți, toată lumea e cu măști, deci toată lumea respectă, nu e niciun fel de problemă. Și, mă rog, este o atmosferă foarte faină, foarte civilizată. Și soarele este super, marea e undeva la 28-29 de grade, e fantastic de caldă. Am vrut doar să vă arăt un pic din ce se întâmplă și cum se întâmplă în Spania. Încerc scuze, probabil sunetul nu e tot mai strălucit, dar am vrut totuși să prind câteva momente pe care să le împărtășesc cu voi. Să aveți o zi superbă în continuare!